pot să spun neapărat că era diagnosticul pe care îl așteptam, speram să nu fie acesta. În sfârșit am găsit răspunsul la simptomele pe care le aveam. Diagnosticul nu e ușor de primit sau e destul de dificil să înțelegi boala în sine, este boala cu 1000 de fețe. Gândindu-mă acum cum mă simt știind asta, tot la fel, cu curaj, cu băi, hai să facem tot ce putem noi să facem ca să manageriem situația cât mai bine și până acum ne-a ieșit. Prima oară vezi un puseu, nu realizezi cam ce se întâmplă. A fost foarte dificil acel an, în care nu știam dacă să cred că erau doar niște simptome întâmplătoare, dar începuseră să fie recurente. Da, perioada aia a fost cam gri așa, pentru că atunci când nu știi, când necunoștința te face să spui multe întrebări, pe care oricum nu știi, dacă nu știi răspunsul. A fost un moment dificil, dar alături de soția mea, fiind firi pragmatice, am reușit să depășim, îmi place să cred, repede această perioadă. Depășirea acestor două întrebări, de ce nouă și cu ce am greșit? Ca și atunci, și ca și acum, cred că presiunea psihologică este factorul principal care ne afectează. A fost o provocare când a rămas fără vedere. Cred că aia a fost destul de dificil de manageriat pentru mine, ca pentru mine, dar pentru ea cred că a fost foarte greu. Pentru mine a fost stresantă perioada în care Cristina nu reușea să se deplaseze. Orice puseu care poate apărea până la urmă oricând, ne poate influența viața de zi cu zi. Apoi e chestiunea supremă, când practic a fost imobilă la pat și te prinde cu puțin disperarea, nu pentru tine, nu pentru ea, cât pentru copiii, în care trebuie să te gândești cam ce mesaje să le dai și cum să-i pregătești pentru ce ar putea să vină. Am încercat să diversificăm lucrurile pe care le făceam, să punem mai mult accent pe viața noastră, viața de cuplu, viața de familie, viața de noastră de zi cu zi. Am aflat că noul normal nu e neapărat ceva rău. Am aflat că fatigabilitatea nu este un moft. Păi nu, cred că am făcut nimic diferit. Tocmai cred că asta ar trebui să se întâmple. Ok, sunt perioade în care nu poți să ții nivelul de optimism și nivelul de fericire, dar știi că trece și trebuie să faci asta pentru că poți să faci asta. Adică nu e o chestie. Lasă semnul să facă ce face el și ce nu poți să controlezi, nu poți să controlezi. E o viață, asta este. O continuăm cu bune și cu rele. Presiunea psihologică a fost mai mare, însă, din fericire, viața noastră s-a îmbunătățit. Am avut șansa să întâlnesc medici, am avut șansa să întâlnesc o asociație în care am cunoscut oameni cu aceleași probleme și oamenii care au fost și sunt foarte deschiși să spună prin ceea ce au trecut ei. Speranța este acolo. Poate să fie rău, poate să fie bine, continuăm. Ideea este că anumite vârfuri le atingi și abia când ești suficient de mult provocat, îți dai seama cât ești de bine pregătit să le întâmpini și să le depășești. Este un om blând și este un om bun pe care mă pot baza oricând. Este introvertit. Își reprimă anumite sentimente ca să le fie bine celor din jur. Că știu că mă pot baza pe el. Încearcă permanent să înțeleagă și încearcă mereu să caute soluții. Dacă ar fi perfect, n-ar fi la fel de atrăgătoare. Este puternică și vulnerabilă în același timp. Și cea mai mare
calitate e pe departe curajul. Adică, bă, și cred că asta m-a ajutat și pe mine. Să, da, frate, am avut o groază de încercări și curajul tău a ajutat foarte mult. Sunt foarte multe plusuri. Și de asta o iubesc atât.